Bună ziua, suntem la sediul Ministerului de Interne, unde invitatul interviurilor one-to-one de la Europa Liberă este secretarul de stat și șeful departamentului pentru situații de urgență, domnul Raed Arafat. Domnule Arafat, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație. Începem direct. La televiziune tocmai a început o campanie de pregătire a populației menită să îmbunătățească reacția populației la cutremur. Se numește Nu tremur la cutremur și se va derula la 30 de posturi de televiziune pe durata mai multor săptămâni, ați anunțat dumneavoastră săptămâna trecută. Ce ați constatat dumneavoastră recent în legătură cu reacția populației din România la cutremur, de inițiați această campanie și care este scopul ei? Ce urmăriți? Deci, campania are menirea să învețe populația cum să se pregătească pentru un cutremur și cum să se comporte în timpul unui cutremur. Deci ați constatat că nu știe populația. Populația, din păcate, încă nu este foarte bine pregătită. Nu. Și încă, din păcate, se lasă pradă dezinformărilor, informațiilor greșite, manipulărilor. Deci se lasă încă pradă acestor lucruri și trebuie să vii cu informațiile și să explici populației de cele mai multe ori faptul că au de accesat anumite site-uri, să afle de la ele ce se recomandă și după care să caute în alte părți, dacă nu vor să creadă în ce spunem noi, în ce spun autoritățile, să zicem, care gestionează aceste riscuri și vor să asculte pe altcineva care habar n-au cine este, care apare pe internet, nici nu știm dacă numele lui este corect și începe să abereze acolo între ghilimele. Asta este deja alegerea lor. Pe noi ne interesează că oamenii de rând să aibă acces la toate informațiile și să încercăm să-i pregătim foarte bine pentru nu numai cutremurul și pentru toate riscurile cu care se pot confrunta. Dacă stați să vă gândiți în jurul dumneavoastră, din 10 persoane câte au rucsac de urgență? Nu mă refer la pompieri sau la persoane. Rucsacul în casa de urgență sau trusă de urgență, n-am făcut niciun studiu, dar din păcate eu cred că încă cifra este mică. Noi spunem rucsac de urgență, ea poate să fie orice, poate să fie și o cutie pusă în casă care are majoritatea toate aceste... nu au. Deci aici este o problemă, noi tot am repetat acest lucru și continuăm să repetăm și au văzut acum ce s-a întâmplat în Turcia. Problema primelor ore e una foarte sensibilă, oamenii trebuie să aibă apă, trebuie să aibă mâncare, trebuie să aibă medicamentele, măcar pentru primele 72 de ore. Să luăm un exemplu. În școlile din România foarte rar se organizează, cred că și în spitale, simulări de reacții în cazul unui dezastru. Depinde de școală, depinde de județ, depinde dacă școala solicită. Noi, cel puțin, inspectoratele pentru situații de urgență, ele au, prin obligațiile lor, să meargă la școli și să țină astfel de cursuri de pregătire. Mai cât mult, de în des? Ultima perioadă, am avut și caravană de instruire și caravana în câteva luni de zile a avut 30.000 de oameni care au trecut prin ea și din care 20.000 erau copii. Așa că se fac aceste lucruri, nu se fac în toate școlile, poate pentru că poate unele școli nu sună, nu anunță, nu cheamă pompierii. Deci este și datoria școlii să solicite aceste pregătiri și exerciții. Cât de des? Și măcar o dată pe an un exercițiu trebuie făcut. Un exercițiu de cum reacționezi la cutremur. Copiii să învețe cum să stea sub masă, cum să se protejeze, profesorii să învețe că nu se evacuează decât după ce trece cutremurul. Toate aceste aspecte trebuie minim, măcar o dată pe an trebuie făcute. Cereți explicit asta Ministerului Educației să le ceară directorilor să organizeze aceste simulări? Deci eu cer și colegilor de la inspectorate județene să ia legătura cu școlile că să organizeze aceste simulări. Nu numai Ministerului Educației și colegilor de la situațiile de urgență care au rol clar în pregătirea populației. Și atunci aceste lucruri trebuie făcute, nu trebuie să vină de la biroul doctorului Arafat sau de la biroul general Liamandi să-i spună acum faceți-o. Asta trebuie să fie o activitate planificată, permanentă, în fiecare județ al inspectoratelor pentru situații de urgență, în comun cu inspectoratele, cu inspectoratele școlare. La fel spitalele? Și spitalele trebuie să aibă exerciții. Intenționează guvernul sau credeți că se impune instituirea unor sancțiuni mai mari pentru proprietarii care nu-și asigură locuința și acum le spun și celor care se uită la noi că sancțiunea este o amendă între 100 și 500 de lei, așa prevede legea, lege care e de peste un decediu în vigoare.
Iar situația nu arată tocmai bine. Din peste 9 milioane de locuințe, mai puțin de 2 milioane sunt asigurate cu acea poliță, iar statisticile arată că marea majoritate a acestor asigurări obligatorii sunt legate de fapt de creditele ipotecare. Ne obligă banca să avem exact această asigurare. Dumneavoastră, ați recomanda înăsprirea sancțiunilor pentru cei care nu respectă legea nefăcându-și această... Nu cred că înăsprirea sancțiunilor rezolvă problema, cât o rezolvă mai mult informarea și explicarea exactă de ce trebuie să fii asigurat și că este o protecție pentru tine. Am aflat tot săptămâna trecută că 118 școli au risc seismic grad 1, corect? Adică... Se lucrează pe cifrele respective, este comisia interinstituțională care a stabilit-o, domnul prim-ministru, se vor discuta aceste lucruri acolo. O să avem mai multe date, sper, din partea și a Ministerului Educației și a Ministerului Dezvoltării și a autorităților publice locale. Deci, dar între timp acei copii merg zilnic în acele școli. Exact. Asta este cum se merge în foarte multe clădiri care nu sunt consolidate și așa este. Și aici rolul nostru este să facem cât mai repede consolidarea acestor clădiri. Acele clădiri există, au bulină roșie? La vedere? Nu cred că s-a pus bulină roșie pe ele. Și n-ar trebui părinții să știe când își duc copiii la școală că intră... Ba da. Deci nu aici, nimeni nu trebuie să ascundă nimic. Deci trebuie să se știe că clădirea este cu risc seismic. Dumneavoastră știți care sunt acele școli? La mine nu, lista n-am văzut-o încă. Vi se pare normal că... Dar colegii noștri de la situații de urgență pe județ, sigur știu fiecare pe județul lui care sunt clădirile care sunt vulnerabile. Și colegii au anunțat inspectoratul școlar, presupun că fiecare știe ce e în bucătăria lui. Noi, pentru că părinții, atenție, nu credeți că ar trebui să știe? În situațiile de urgență, rolul lor este să pregătească, deci atenție, aici vorbim fiecare pe competențele lui care sunt, că să nu ne trezim din nou că totul este direcționat către o singură instituție care rolul ei este să pregătească populația și să pregătească răspunsul la cutremur. Colegii, când știu că sunt școli care sunt cu risc seismic, rolul lor este să le identifice, să facă pregătire în ele și să fie pregătiți să le verifice imediat dacă este ceva și să intervină. Dar cele 118 școli, cine le-a evaluat? Cu siguranță nu IGS-ul. Nu le, noi nu evaluăm clădirile. Deci Inspecția de Stat în Construcții, dacă nu greșesc. Vă întreb și de spitale, pentru că după ce am avut, din păcate, câteva incendii dramatice în câteva spitale din România, a fost o reacție în care de la nivel guvernamental s-au propus și s-au promis investiții, s-a schimbat ceva după acele incendii, sunt mai bine pregătite spitalele în cazul unui incendiu să... Deci spitalele au primit bani pentru sistemele de avertizare, pentru sistemele de alarmare, pentru fum, pentru foc. Toate? Eu știu că acum a devenit obligativitate să le aibă. Nu mai există să nu ai sistemele de avertizare. Și este de ceva timp asta, nu numai acum, recent. Deci trebuie să ai sistemele de avertizare, trebuie să ai sistemele de detectare de fum. Cum stăm din punctul de vedere al resurselor umane și al dotărilor? Au fost niște investiții în ultimii ani pe care le-ați coordonat, mari, dar câți salvatori, în cazul ipotetic vorbind, producerii unui cutremur major în România, câți salvatori pot interveni în primele 24 de ore? Deci, noi acum am avut un memorandum aprobat acum 2 ani pentru suplimentare cu vreo 8400 de salvatori la pompier. Programul merge corect. Deja câți au fost ultime... angajați? Deja acum am ajuns la 33.000. Eram acum 3 ani, eram sub 30.000. Revenind mai rar, așa ceva. La campanie, înțeleg că se derulează pe televiziuni. De ce doar pe televiziuni? Campania Nu Tremur la Cutremur, ea este sponsorizată. Deci există un sponsor, E.ON. Și o sponsorizează E.ON de când s-a făcut campania asta. A fost sprijinită de ei. Și ei sunt cei care au stabilit, au făcut analizele lor pe ce cale va merge. De ce e pe televiziune? Numai pentru că este o componentă vizuală foarte importantă în ea. Fiecare clip are 7 clipuri, fiecare clip are o componentă vizuală care învață oamenii cum să reacționeze. La radio e mai greu. Auditiv nu mai s-o faci. Și clipurile sunt făcute de? De IGSU, tot finanțate prin E.ON, când au făcut această sponsorizare. Puteți să ne spuneți care e valoarea sponsorizării contractului sau cum vreți să-i spuneți? Nu, dar IGSU-ul poate să vă o spună, că nu sunt secrete astea. Pentru că știți că au apărut discuții în spațiul public privind, posibila cumpărare a televiziunilor
cu bani publici. Dumneavoastră ziceți că sunt bani privați. Da. Și criteriile de alocare... Asta se fac cu sponsorul. Sponsorul a decis, spuneți. Da. Ați explicat de mai multe ori de ce populația nu primește mesaje de la RoAlert în cazul unui cutremur. Să nu se creeze panică, să nu coboare lumea în viteză de la etajul 9. Pentru că încă nu există un mecanism clar prin care să emitem aceste mesaje din timp. Este clar că vom induce panică. Poate chiar reacții necontrolate, mai ales la o populație care încă nu este 100% înstruită sau măcar 80% înstruită, cum să reacționeze și să știm că așa va reacționa. Noi am avut oameni care au vrut să sare din geam acum când au simțit cutremurul. Deci, cu astfel de situații, dacă tu dai un mesaj și îl spui peste 20 de secunde, vine cutremurul care s-ar putea să nu fie 20, s-ar putea să fie 5, 10, depinde cum ai primit mesajul, când, și s-ar putea din panică să cobori scările și să crezi că tu în 20 de secunde faci 5 etaje. Nu pot încheia acest capitol legat de cutremure până nu v-aș întreba despre situația de la graniță, despre război. Și recent am avut rachete care au trecut în cădere foarte aproape de România, la câteva zeci de kilometri. Vă întreb, în cazul în care, Doamne ferește, se ajunge în situația în care o rachetă poate... nu știu dacă traversa sau intra pe teritoriul României, atunci s-ar da alertă, pe RoAlert? Da, dacă știm că vine în zonă și dacă se dă informația, se poate da RoAlert, numai că din nou mesajele RoAlert, chiar dacă se dau foarte repede, s-ar putea să apară concomitent sau după sau foarte scurt timp înainte și oamenii să trebuiască imediat să se adăpostească dacă este ceva. Din fericire, până acum n-a fost nevoie, n-a fost cazul, dar da, pentru obiecte căzătoare, pentru orice situație care știm că amenință populația și știm că vine, se da mesajul RoAlert pentru asta. Asta este făcut sistemul RoAlert pentru el. Spuneți că n-ați fost niciodată de la începutul războiului în situația de a vă gândi dacă trebuie să dați de a ne gândi nu e niciun secret. Există situații în care afli că este ceva în zonă, dar se îndreaptă în altă parte, nu mai dai mesajul RoAlert. Adică deci există... Ați fost dumneavoastră în România în situația în care... Există situații, se monitorizează situațiile. N-a fost niciun moment cazul să dăm mesajul RoAlert, pentru că n-a fost cazul să dăm mesajul. Am înțeles. Plus, ce vă întreb este dacă ați ajuns în punctul în care să vă puneți problema. Măi, dăm sau nu dăm mesaj? Poate o singură dată a fost așa ceva de ceva timp, dar încă o dată, din nou, spun foarte clar. Nu este o chestiune care să panicheze oamenii, este o chestie care se monitorizează când ai un război lângă tine, orice poate să apară, ca și discuții. Mesajul RoAlert, dacă este ceva care să ne impună să-l dăm, îl dăm imediat. Și există toate conexiunile ca să aflăm că să-l dăm. Am încheiat capitolul cu tremur, trecem un pic mai departe, mergem mai repede în subiecte. Așteaptă lumea ambulanțe noi. Au fost și aici dispute în spațiul public. Înțeleg că era în pregătire la un moment dat o licitație sau o procedură de achiziție. Nu, în ce era stadiu făcută este? Procedura de achiziție, era totul finalizat, s-au făcut primele achiziții, urma să se facă următoarele achiziții, firmele n-au mai vrut să semneze contractele subsecvente, chiar dacă aveam noi bani, pentru că au crescut prețurile și n-au vrut săriște. Și acum? Și acum deja este făcut noul caiet de sarcini, colegii l-au finalizat, urmează procedura nouă să iasă. Procedură nouă care o să vedem după asta în cât timp se livrează, pentru că toate firmele ne avertizează că va fi greu cu livrările. Contractul nou este pentru tot pentru 1200 de ambulanțe? Acum nu, va fi acord cadru de 4 ani și care va include cele 1200 pentru care avem bani. Pentru SMURT și serviciile de da, ambulanță? Da, majoritatea sunt pentru serviciile de ambulanță. Mai am un capitol legat de achiziții. Discutăm un pic, vă rog frumos, despre pandemie, pentru că au fost, cred că, cele mai mari achiziții angro de după Revoluție, cel puțin din câte știm, nu am mai fost confruntați cu asta. Cred că au fost, nu știu, sute de milioane de măști, dacă nu mai mult. Dar nici ventilat... cu pandemie n-am mai fost confruntați nicio pandemie. Altă dată ca asta. Și avem în același timp șefi de la Unifarm, ONAC, Romarm, unii cercetați, alții reținuți. Vă întreb pentru că ați fost parte din toate structurile care au coordonat achizițiile. Întâi aș vrea să știu dacă s-a făcut la un moment dat vreo evaluare și știm câți
bani a costat România această pandemie? Normal, ce am cheltuit. Noi știm cât am cheltuit la nivel de IGSU. Cât? Nu pot să vă spun. Miliarde? Cifre nu le am. Miliarde? Deci au fost sute de milioane de euro și era normal, care s-a achiziționat prin ele diferite materiale, diferite echipamente. Noi ce am achiziționat, am achiziționat prin ONAC, dar au fost negocieri de preț la 3 dimineața cu Coreea de Sud, de exemplu. Asta nimeni nu l-a văzut. Unde? Între ONAC și Coreea de Sud. Erau negocieri. La telefon? Normal. Și cu asta s-au făcut achizițiile. Deci, haideți să punem altfel treabă. E foarte ușor după război să ai foarte mulți comentatori. Dar se gândește cineva atunci dacă noi ziceam la medicii noștri și asistenții noștri că nu v-am găsit combinizoane, nu v-am găsit măști, nu v-am găsit nimic, descurcați-vă. Nu, că ei au și spus la început că nu aveau și apoi au spus, au primit. Întrebarea era... Dar stați era... un pic, dar acum se pune... Cum au primit? Asta e întrebarea. Au primit pentru că am trimis forțele aeriene să aducă, au primit pentru că am trimis avioanele de la NATO să ne aducă din Coreea de Sud. Asta au însemnat achiziții. Au însemnat negocieri. Nu vorbesc dacă cineva a pus ceva în buzunarul lui, acolo nu mai discutăm. Asta este treabă de mită, de corupție, asta e altă treabă. Prețurile însă, modul în care erau prețurile, stabilirea prețurilor, care erau foarte volatile, se schimbau din oră în oră. Există o analiză al Băncii Mondiale care arată că în primele 2-3 luni, anumite articole care noi am cumpărat din ele și noi și alte țări, a crescut prețul lor față de perioada prepandemică de 1500 de ori, de 350 de ori, de 300 de ori. Și atunci, dacă noi ne-am confruntat cu situația asta, ce se dorea de la noi? Să spunem că nu așteptăm să scadă prețul? Și atunci medicii și asistenții cu ce lucrau? Pompierii cu ce lucrau? Ambulanțierii cu ce lucrau? Polițiștii cum stăteau acolo la ghișee când toată lumea era speriată de acest virus, pe bună dreptate? Pentru că până a apărut varianta Omicron, care a devenit mai puțin patogenă, variantele celelalte erau variante ucigașe. Eu am înțeles, dar când e vorba de achiziții foarte mari, de exemplu, DNA, prin domnul procuror șef Crimbolog, a declarat chiar zilele acestea într-un interviu acordat Europa Liberă că procurorii au în lucru aproximativ 90 de dosare care vizează achiziții în pandemie, dosare în care sunt 120 de suspecți sau inculpați. Da. Problema este atunci vorbim când vorbim de achizițiile din toată țara. Achiziții, da, sigur, da. De la și nivel național, achiziții. Încă o dată. De măști care n-au fost bune. Asta sunt alte aspecte și nu apăr pe nimeni. Dar și aici au fost situații în care tu negociai, vorbeai cu o firmă dintr-o țară. Totul pe hârtie era ok, ajungeau lucrurile, nu erau ok. N-am pățit-o noi la nivelul situațiilor de urgență, dar au pățit-o alții. Spitalele. Deci nu numai, au pățit-o inclusiv organizații. Deci Crucea Roșie, și îmi permit să spun treaba asta, la un moment a avut un contract, i-au venit măștile și m-au sunat. Avem niște măști care au sosit, nu ne plac, ceva nu e ok. Mi-au trimis pozele, zic, din ce văd, asta nu sunt ok. Și din fericire nu plătiseră și au trebuit să și l-au trimis, adică nu l-au primit, nu l-au recepționat. Dar alții au fost forțați să plătească. Sunt țări care au fost forțate să plătească 100% înainte de livrare. Noi, fără avansuri care s-au dat, nu discutau cu noi. Și deci, n-a fost un caz situația. În care am pierdut și avansul? Nu am pierdut, pentru că asta iarăși era o dezinformare și era o chestiune care, din păcate, la un anumit moment, controlorul de la Curtea de Conturi, care a făcut aceste lucruri, acum s-a pensionat, doamnă, ne-a trecut multe chestii și l-a trimis și la DNA și în alte părți, erau contracte comerciale încă nefinalizate. Când deci nu e adevărat că am pierdut avansul. S-au mers în instanță pentru că discuția sau dispută cu firmele nu era că nu vor să dea avansul. Au întârziat în livrarea echipamentelor, după care noi am găsit echipamentele din alta parte, am cerut banii înapoi, ei au zis nu, noi vă dăm echipamente că acum le-am adus și a intrat dispută, luăm echipamente sau bani. Din două din aceste situații, una deja s-au recuperat banii. La ventilatoare, cumva? Amândouă sunt pe ventilatoare. Una s-au recuperat banii de la firma elvețiană prin instanță și cealaltă este încă în instanță. Din momentul în care este în instanță, nu poți acuza cineva că a vrut să facă vreun matrapazlâc, cum se spune. Aici sunt contracte comerciale cu probleme care au fost specifice perioadei respective, iar IGSU-ul a mers în instanță să recupereze banii care s-au plătit legal
ca avans. Pentru ventilatoare. Da. Vorba de, dacă mi-aduc bine aminte, 400 de mii de deci euro? Deci erau, nu știu suma exact, dar problema este că o parte s-au recuperat, aproape de 2 milioane de euro, și mai este, dacă nu mă înșel, vreun milion și ceva plătit în avans, care trebuie decis la nivelul instanței. Și unde se recuperează? Judecă? În România. În România. Se recuperează bani sau se acceptă echipamentele. Asta este ideea. Și aici este în instanță și litigiile internaționale sunt destul de complexe și complicate, dar nimeni nu vrea să, cum să spunem, să fugă cu banii, nimeni n-a fugit cu banii. Curiozitatea era cum de ajunge o firmă apărută din nimic sau care vinde coniac? Nu erau firme apărute sau din nimic, care noi avem avansurile date, și asta era o firmă foarte cunoscută în Elveția și o firmă foarte cunoscută în Coreea de Sud. Nu mă refer la ventilatoare, mă refer la firme care au cumpărat, de exemplu, măști. Da, dar atenție, firma la care vă referiți că a cumpărat măști din Turcia, adică care ne-a vândut măști din Turcia, ne-a livrat măști conforme, fără nicio problemă. Deci de aici, din nou, vă pun întrebarea și asta trebuie să pună oricine întrebare. Eu nu mă bag cu firma, nu știu ce, cum. Asta sunt alții care controlează firma și legalitatea ei. Dar în momentele respective, când noi nu aveam măști FFP2, FFP3, măști chirurgicale, care era o problemă majoră pe plan mondial, când ți se oferă ceva care este conform și poți să-l achiziționezi, ai două soluții. Îl achiziționezi sau stai și cauți mai departe, dar cu siguranță nu ai 100% siguranță că vei găsi. Dar atunci cum se întâmplau? Cum se întâmpla? Cum venea cel care făcea oferta? Adică cum erau selectate firmele de la care statul cumpăra? Deci, cel puțin pe partea ONAC-ului, noi aveam dreptul să meargă ONAC-ul, nu noi am făcut achizițiile încă o dată, ca să se înțeleagă. ONAC-ul putea să sune la orice firmă să cumpere, pentru că ei puteau să achiziționeze direct. Asta permitea legea. Ei n-au făcut asta. Ei au publicat, numai că au dat 2 zile, 3 zile, n-au dat 3 luni, 2 luni, 40 de zile. Achiziția DSU de camere de izolare cu presiune negativă este cercetată de procurori? Că și multe alte chestii, pentru că cercetările poate să fie și din cauza unei reclamații și cineva a trimis, camerele s-au luat pentru extinderea capacității la nevoie, în cazul în care trebuie să punem bolnav COVID pozitiv în secții de ATI care nu sunt destinate bolnavilor COVID. Am înțeles. Deci spuneți că sunt mai multe achiziții pentru care DNA-ul v-a solicitat documente, explicații? Este normal, pentru că se întâmplă des? S-a întâmplat în ultima perioadă să se solicite pe foarte multe informații. Asta înseamnă că au o reclamație, că au o sesizare, că au o problemă și își fac treabă. Dumneavoastră sau cineva din subordinea dumneavoastră, ați fost chemați vreodată la DNA pentru, nu știu, ca martor, să fiți întrebat de achiziții din pandemie? O singură dată am fost chemat ca martor pentru o discuție pe una din firmele care au vândut măștile, dar ca martor. Asta da. Și nu este iarăși nicio problemă. Încă o dată repet, trebuie să înțelegem în ce situație am făcut toate aceste chestii și prin ce situație au trecut țările. Deci sunt două chestii care trebuie să le evităm. Amnezia imediată după un dezastru, care lovește pe cei care n-au avut de a face ceva cu dezastrul respectiv și uită cu ce ne-am confruntat și toată lumea, gata, acum totul e normal. Noi ne gândim că acum 2 ani era totul normal. Nu era normal. Era o situație total ieșită din comun și o situație care a necesitat soluții care sunt, adaptate situației care a fost ieșită din comun. Eu am stocuri strategice. Depozitele stocurilor strategice trebuie toată ziua să fie pline. Și nu sunt? Goale. Și sunt? Acum încercăm să le reumplem cu ce trebuie, că nu e numai pe pandemie. Nenumărați șefi arestați pentru luare de mită, trafic de influență. Acolo nu comentez nimic. Acolo cine a luat mită, cine a făcut foloase din treaba asta. Dar ce spuneți dumneavoastră acum când vă uitați la atâția foști șefi de instituții care au avut atâția bani pe mână? În primul rând, orice chestie trebuie să se termine la instanță. Când instanța decide, atunci știm exact ce s-a întâmplat. Asta este prezumția de nevinovăție care suntem toți obligați la ea. Deci, până vom vedea deciziile instanțelor și toate aceste chestii lucrate, nu judec pe nimeni. Dar dacă cineva a fost în capul lui să ia bani și să facă, adică un folos lui lucrând pentru pregătirea
României pentru pandemie sau pentru orice, persoana respectivă trebuie să fie foarte aspru pedepsită. Pentru că asta înseamnă că te-ai folosit de o situație de dezastru ca să-ți faci tu, cum să spun, beneficiile tale. Și asta este un lucru foarte grav, mai ales pentru cineva care este într-o funcție publică. Deci asta este inadmisibil. De aici până la a acuza fiecare chestie care s-a făcut că este o chestie de corupție, pentru că prețurile au fost mai mari, pentru că am fost forțat să luăm unele decizii rapide la limită, diferențele sunt foarte mari între cele două. Ultimele întrebări, foarte scurt, vă rog. De ceva vreme, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, atrage atenția că planșeul de la Piața Unirii din București este într-o stare tehnică deteriorată. Au fost atâtea informații, s-au pus și restricții de trafic pentru mașini foarte mari, foarte grele. Am început să ne întrebăm, e un risc iminent de catastrofă de nu știu câte ori mai mare decât la colectiv să se tărâme Piața Unirii? S-a discutat aici, într-o structură? Pentru că lumea se întreabă deja. Aici, din nou, este problema care trebuie să o spună experții în construcții și persoanele care știu să evalueze aceste lucruri. Dar dacă deci e o problemă noi, atât noi, de gravă în centrul noi, capitalei, n-ar trebui discutată la alt nivel decât la nivelul primăriei? Și dacă primăria a ridicat problema pe bază la ce se pune de la primărie și discuțiile de acolo, va trebui să fie discutat la nivelul poate primăriei generale, poate inclusiv să se discute la nivel mai sus dacă este nevoie de finanțare, de corectare, de orice. Dacă s-ar întâmpla o nouă tragedie, precum cea de la colectiv, sistemele de intervenție și tratare a pacienților ar face față mai bine? Nu mă pronunț pe ce este în spitale. Eu pe sistemele de intervenție și atunci erau bine și acum sunt mai bine. Deci eu nu sunt de acord cu ce s-a zis atunci, că sistemul de intervenție nu a fost ok. Și acolo au fost foarte multe discuții care noi le-am clarificat de mai multe ori. Faptul că au ieșit filmulețe trase de la o singură direcție sau alte chestii, asta nu le mai discutăm. Ați face deci, ceva România, altfel acum? Am făcut multe altfel. Pentru că una din problemele de atunci a fost partea de dispecerizare și coordonare, care era în două locuri separate. ISU într-un loc, ambulanța într-un loc, acum amândoi sunt într-un singur dispecerat integrat. S-au făcut foarte multe chestii de îmbunătățire a procedurilor. Asta spun, am îmbunătățit multe, dar și atunci, într-o situație de dezastru de astfel de nivel, totuși reacția să ajungi în final să implici peste 60 de ambulanțe, pompier, personal și să lucrezi și faptul că în afară de, din păcate, cei care au decedat la fața locului și persoana care a decedat pe drum, în primele 12 ore sau mai mult să nu mai ai niciun deces, având cazuri foarte grave în spitale. 88 de intubați în spitale au fost atunci. Asta totul arată că sistemul a absorbit șocul, dar din păcate tragedia era foarte mare. Deci n-ai cum să spui că sistemul n-a absorbit șocul în prima fază, după care am început transferurile afară, să ducem pacienții. Am transferat aproape 44 de pacienți în alte țări atunci. Unii aparținători sau victime au spus că târziu. Asta este părerea lor, îi înțeleg durerea, dar nu înseamnă că este și dreptate sau au și dreptate. Pentru că ce trebuie să înțeleagă lumea este că în situațiile de dezastre este imposibil să fugi cu cazul din București, să-l pui în avion în același noapte și să fii în Franța, cum vreau unii care comentau acest lucru. Este imposibil. Nu te primește nicio țară, trebuie să anunți, sunt proceduri. Țările au cerut că ei să vină să aleagă bolnavii care pleacă, nu noi să-i alegem și asta consumă timp. Nu a existat, noi nu suntem că Bruxelles-Paris, care îi separă 3 ore pe autostradă și care între ei sunt protocoale, pun bolnavul în ambulanță sau în elicopter și ajunge la Paris. La noi, că să ajungem în altă țară de nivel care să ne primească acești pacienți, avem nevoie de zbor de 2 ore, 3 ore, 4 ore. Deci asta înseamnă organizare, asta înseamnă că acolo să fie de acord să te primească. Înseamnă să organizezi preluarea de la avionul tău cu ambulanțe de acolo. Asta toate au fost aici lucrate și nu se puteau lucra în primele 10 minute, o oră sau 10 ore. Am început să le lucrăm imediat în weekendul respectiv, dar a durat până s-au selectat bolnavii și am putut să le mișcăm în alte țări. Și asta este, din păcate, limitările unui sistem de urgență și a unui sistem care nu are cum să absorbe aproape de 200-160 de arși în condiții perfecte sau foarte bune sau bune. Acum s-ar putea prelua 200 de arși? Nu.
Nicio țară, haideți să o luăm așa, nicio țară dacă are o catastrofă cu 200 de arși, poate Statele Unite, având în vedere dimensiunea, dar o țară europeană să ia 200 de arși direct în spitalele ei, în condiții perfecte, nu există. Toți s-ar baza pe transferul bolnavilor și în alte părți. Domnule secretar de stat, ultima întrebare. E una personală. Vă rog. Au fost momente de când sunteți dumneavoastră în slujba statului român, adică de 33 de ani, din anii 90 sunteți dumneavoastră, ați fost medic, ați intrat în sistemul de urgență. Eu vă întreb, cum rezistați? Mie îmi place ce fac, dacă sunt lăsat și sprijinit, fac până mi se spune pleacă. Vi s-a spus vreodată pleacă? Nu. De către nimeni? Nu. Domnule secretar de stat, mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Și eu mulțumesc.